Consumul excesiv de zahăr este nociv pentru sănătate, însă specialiștii recomandă să nu-l elimini de tot din alimentație, fiindcă moderația este cheia, iată de ce. Multe studii care investighează impactul zahărului asupra sănătății primesc finanțare de la industria alimentară, iar efectele asupra sănătății în cazul lor sunt semnificativ mai mici decât la studiile nefinanțate de industrie. Deși pot exista mai multe discuții contradictorii în jurul acestui subiect, unele lucruri sunt sigure. Consumul de zahăr s-ar putea să nu provoace în mod direct diabet sau cancer, însă un nivel ridicat nu este benefic pentru sănătate. Moderația este totuși cheia. Mitul 1. Zahărul provoacă dependență. Unii experți cred că zahărul este o substanță care dă dependență. În 2017, autorii unei revizuiri științifice au afirmat cum că efectele produse de consumul de zahăruri adăugate ar fi similare cu cele ale consumului de medicamente, în cadrul unor studii făcute pe animale. În prezent nu există dovezi științifice cum că zahărul creează dependență, deși știm că zahărul are efecte psihologice, inclusiv eliberarea de plăcere, iar acestea sunt aproape sigur mediate prin sistemele de recompensă ale creierului, a menționat un profesor. De remarcat este faptul că, deși experții în sănătate nu clasifică zahărul drept o substanță care creează dependență, asta nu îl face sigur pentru sănătate. Mitul numărul 2. Zahărul îi face pe copii hiperactivi. Este poate cel mai comun mit despre consumul de zahăr. De fapt, nu există dovezi științifice cum că zahărul ar crește hiperactivitatea la majoritatea copiilor. De exemplu, o meta-analiză din 1995 din jurnalul Asociației Medicale Americane a combinat date din 23 de experimente din 16 lucrări științifice. Această meta-analiză a studiilor raportate până în prezent a constatat că zahărul nu afectează comportamentul sau performanța cognitivă a copiilor, a fost concluzia finală. Mitul numărul 3. Zahărul provoacă diabet. Un alt mit relativ comun spune că zahărul cauzează în mod direct diabetul. Cu toate acestea, nu există o legătură directă între cele două. Confuzia apare probabil pentru că există o asociere intrinsecă între nivelul zahărului din sânge și diabet. Povestea e mai puțin complicată totuși. Excesul de greutate sau obezitatea sunt factori de risc pentru diabetul de tip 2, iar consumul unui aport ridicat de zahăr crește probabilitatea de a ajunge la obezitate. Cu toate acestea, zahărul nu este cauza directă a diabetului de tip 2. Mitul 4. Evită consumul de fructe dacă ții dietă. Fructele conțin zahăr natural și din această cauză oamenii pot crede că ar trebui să le evităm dacă vrem să ne menținem silueta. Mitul 5. Este nevoie să eliminăm zahărul din alimentație. Consumul excesiv de zahăr este nociv pentru sănătate, dar cu toate acestea nu este necesar să-l scoatem complet din dieta noastră. Fructele conțin zahăr natural și sunt benefice pentru sănătate. Mitul 6. Zahărul provoacă cancer. În ciuda zvonurilor, majoritatea experților nu cred că zahărul cauzează în mod direct cancerul sau alimentează răspândirea acestuia. Cu toate acestea, toate celulele au nevoie de zahăr, iar celulele canceroase au nevoie de asemenea de alți nutrienți pentru a supraviețui, cum ar fi aminoacizii și grăsimile, așa că nu este vorba doar despre zahăr. Ca și în cazul diabetului, consumul crescut de zahăr are legătură cu creșterea în greutate, în timp ce obezitatea este legată de riscul apariției cancerului. Deci, deși zahărul nu provoacă în mod direct cancer și nu îl ajută să se dezvolte, dacă cineva consumă un nivel ridicat de zahăr și dezvoltă obezitate, riscul acestuia crește, relatează A1.ro.